nici timpul. Clipa asta minunată, în suflet vreau să păstrez, să iubesc și să visez. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată. Și bine v-am regăsit la emisiunea Opriți timpul! Le mulțumesc frumos colegilor noștri, balerinii de la Unodance, pentru momentul coreografic semnat de către Silviu Popa. Aplauze încă o dată pentru Unodance! Înainte de a da drumul la petrecerea propriu-zisă de astăzi, pentru că e mare sărbătoare, permiteți-mi, dragi prieteni, să adresez tuturor celor care poartă numele de Constantin sau Elena urările noastre de la mulți ani, sănătate, împlinirea majorității dorințelor și, desigur, să le meargă foarte bine de acum înainte în viață. La mulți ani! Protagonista ediției de astăzi a emisiunii Opriți timpul este una dintre artistele noastre de mare valoare, un om deosebit care și-a câștigat prin talentul și dăruirea sa un loc de frunte printre stelele muzicii populare românești. Este interpreta pe ale cărei cântece românii se bucură sau se întristează, pentru că ea cântă despre sufletul nostru al românilor. Toate cântecele pe care le cântă sunt comori moștenite, autentice și curat românești. A umblat cu ele prin toată țara, la spectacole, în festivaluri, ori chemată la nunțile ardelenești. Și iată că vine și la noi, unde este întâmpinată cu toată dragostea și respectul și mai ales cu cea mai multă bucurie. Doamnelor și domnilor, o serbăm astăzi pe doamna Veta Biriș! Te pup, Veta! Bună ziua, bine! Bine te-am găsit! Bine ai venit, scumpa mea! Bine sunt ai venit. Tare bucuroasă că astăzi petrecem împreună. Eu la fel și mă bucur că din când în când părăsești gospodăria ta de la Căpâlna pentru a veni să ne bucuri și pe noi aici la București. Veta, dragă, te rog să-mi dai voie să te invit în centrul platoului, pentru că aș vrea să deschidem ediția de astăzi cu cântec. Și vreau să-ți mulțumim frumos, noi echipa, noi publicul, că ne-ai adus astăzi pe dansatorii de la ansamblul Junii Târnavei, pe care îi invit deja în platou. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă, așezați-vă comod și pregătiți-vă pentru încă o ediție de colecție a emisiunii Opriți timpul. Veta Biriș!
mulțumesc din tot sufletul. Vai, ce flori frumoase. Da, minunate. Sunt foarte frumoase și sunt frumos pregătite de către doamnele de la Florăria Cristina, le mulțumim că sunt alături de noi. Corina, niciodată într-o emisiune de televiziune n-am primit flori. Este pentru prima oară când primesc flori. Vai, bravo, da, nouă! Sunt tare bucuroasă. Așa. Doamnelor și domnilor, despre ansamblul Junii Târnavelor, vreau să vă spun câteva cuvinte. Înainte vreau să le spun bună ziua și bine ați venit la Național TV. Mă bucur să ne cunoaștem, să ne vedem aici la emisiunea Opriți Timpul. Bună ziua! Vreau să-i mulțumesc doamnei Iveta Biriș pentru că acest ansamblu, fiind din Târnave, din locul ei de baștină, ea îi sprijină și îi recomandă ori de câte ori are ocazia. Și uite, astăzi are ocazia, așa încât eu vreau să vă spun că vorbim despre un ansamblu mare, o adevărată școală populară de folclor. S-a înființat și funcționează din anul 2008. În acest moment din ansamblu fac parte, atenție, peste 250 de membri, copii, tineri pe grupe de vârstă și experiență. De pregătirea lor se ocupă soții Otilia și Vasile Trâmbițaș, pe care îi felicităm pentru efort. Pe tinerii care formează ansamblul Junii Târnavei îi vom mai revedea pe parcursul emisiunii de astăzi. Eu vreau să vă mulțumesc frumos. Sunteți foarte frumoși, foarte frumoase. Așa încât vă invit deocamdată să vă răcoriți puțin, pentru că aici la noi e cald. Am să o rog frumos pe Iveta Biriș să ia loc pe fotoliul alb de lângă mine, pentru că între timp, doamnelor și domnilor, eu vreau să vă prezint noul premiu oferit dumneavoastră de către sponsorul nostru de la Reghin, firma Mobila Dalin. Iată, este vorba de două fotolii în piele ecologică. Dacă e nevoie, mă și așez într-unul dintre ele, ca să știți că este foarte comod. Totul este să ne urmăriți, pentru că în ediția din 29 mai eu voi adresa o întrebare referitoare la una din emisiunile acestei luni și, ca de obicei, primul telespectator care răspunde corect va putea intra în posesia premiului. Desigur, mai multe modele puteți găsi pe www.mobiladalin.ro. Deci nu uitați, acestea sunt premiile din această lună. Eu vreau acum să o întreb pe Iveta Biriș ce mai face, pentru că ea vine cu un suflu curat din Ardeal și mă bucur mult să te revăd întotdeauna, nu numai cu costume splendide, dar mai ales cu tricolorul pe vestă. Asta e ceva care în Ardeal se poartă cu multă distincție și îmi place foarte mult. Da, într-adevăr am un costum foarte, foarte vechi, foarte original. Catrințele sunt țesute cu fir de sârmă. Iar această ie, pentru că vin de pe Valea Târnavei, o zonă de vinificație, este un costum foarte, foarte vechi. Chiar înaintea costumului alb-negru, pe care noi l-am împrumutat de pe Târnava Mare. Eu vin de pe Târnava Mică, iar pe Târnava Mare se poartă mai mult alb-negru și probabil astea au cam dispărut, dar eu am găsit la cineva și sunt tare mândră de ei asta. E splendid. Te-mi voi, Iveta, dragă, să reamintesc telespectatorilor care te cunosc atât de bine și te îndrăgesc câteva date. Iveta Biriș s-a născut într-o familie numeroasă, are mulți frați și dintre toți numai ea a avut ambiția și curajul să meargă până la capăt, până în pânzele albe, cum se spune, ca să-și îndeplinească visul. Știu că ai avut o copilărie destul de grea, dar tu singur ai spus că totuși îți amintește ea cu plăcere și o consideră o copilărie frumoasă. Ce vrei este să ne spui despre ea? O copilărie grea, dar foarte frumoasă. Nepoțica mea zice, Doamne măicuță, cum mi-aș dori să retrăiesc și eu, să-mi trăiesc și eu copilăria așa cum ți-ai trăit-o tu. Probabil acum copiii au de toate și și-ar dori să trăiască așa cum au trăit bunicilor. Deci tu ți-aduci aminte de ea cu plăcere, cu bucurie,
cu împlinire câți frați? Noi mai suntem 6 frați, am fost 8. Sunt lucruri, multe lucruri frumoase pe care le-am petrecut în copilărie și de care mi-amintesc cu drag. Mi-amintesc cu drag că mă punea mama, fiind cea mai mare dintre frați, mă punea să fac curățenia casei. Nu erau podea, nu era parchet, lipeam fața casei cu pământ. Iar ca să nu umble nimeni prin casă, să vadă mama ce curățenie impecabilă am făcut, cerneam un pic de nisip așa peste pământul pe care îl lipeam așa cu mâna, cu apă, și era așa foarte, foarte neted și era de o curățenie, un miros, parcă și mirosul de pământ îl simt astăzi. Nu spun ce necaz era pentru mama săraca seara când eram aliniați 6 inci la 6 copii la spălatul picioarelor, că ne murdăream de nisip pe jos. Că da. Și mergând în picioare. Ne puneam în genunchi întâi să ne zicem rugăciunile și pe urmă la fiecare ne spăla piciorușele. Draga de ea. Mai trăiește? Mai este? Nu mai este, din păcate. Este în sufletul tău. Apropo de tradiție și de lucrurile vechi, eu mi-am amenajat 2 interioare țărănești cu patul, cu 9 perne, cu lădoi, cu costăn, cu blidari, cu costăn. Ce e ăla? Costănul se punea blidele, paharele. Ca o etajeră. Ca o etajeră, da. Că am venit acasă. Urmă, blidarul. Costănul era lada în care puneam hainele de duminica. Că alealte le puneam după ușă, într-un cuier. Așa. Iată, avem și câteva fotografii. Aici erai tu micuță, probabil. Da, în 1967. Pari mult mai micuță. Eram la dialog la distanță. Reprezentam pe atunci regiunea Mureș Autonomul Maghiară. Pare că e făcută după televizor fotografia. Da, și știu că am concurat cu regiunea Maramureș și am luat numai note de 10. A fost prima mea ieșire la televizor și sătenii mei nu aveau televizor, numai la domnul învățător în sat, și tot satul s-a dus să mă vadă, s-o vadă pe veta noastră, pe veta lor, de fapt, la televizor. Veta lui Biriș, nu? Veta lui Biriș. Biriș, așa se pune accentul. Opa, bun. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine să vorbesc cu Veta Biriș, nu numai pentru că ea păstrează toată atmosfera vremurilor tinereții noastre, dar și pentru că noi, fiind exact de aceeași vârstă, s-a întâmplat să debutăm în televiziune odată. Floarea din grădină și Steaua fără nume. Și Steaua fără nume. Mai mult decât atât, mai exista în 1967, spun pentru cei mai tineri, o emisiune realizată tot de Sorin Grigorescu, Dumnezeu să-l ierte, Dialog la distanță. Era o întrecere între județele țării, între artiștii amatori din diferite județe ale țării, care aveau ocazia să devină profesioniști. Și era foarte bine organizat totul, îmi pare rău, asta e părerea mea. Dacă tot avem dreptul, libertatea cuvântului, am și eu dreptul să mă exprim. Iată, încă de la începutul carierei, deși a fost ambițioasă ca și mine și a ajuns foarte bine unde este și mă bucur întotdeauna pentru oamenii care își urmează visul, Veta a preferat să rămână la Căpâlna, în locul confortului și luxului de la oraș, a preferat să trăiască în atmosfera copilăriei și probabil ăsta e unul din secretele pentru care tu n-ai îmbătrânit. Nu știu dacă ăsta este secretul, dar vreau să spun, Corina, că atunci, la început, am suferit foarte mult că am rămas la țară. Invidiam toți colegii mei că ce bine le este lor, că sunt la oraș, mănâncă pită cu salam. Atunci era un lux, un considerat lux, da. Vreau să termin școala, să mă duc și eu la oraș, să mănânc pită cu slănină, cu salam și cu unt. Dar Dumnezeu mi-a ajutat, am trecut peste această povară sau durere a mea și astăzi cred că nu-i mai invidiez, nu cred, nu-i mai invidiez și cred că mă invidiază ei, colegii mei, asta pe mine, sigur, că am rămas acolo. Te cred, te înțeleg și eu fac parte din cei care te invidiază la modul frumos.
Veta Biriș ne oferă astăzi, între altele, o suită de prieteni de excepție care ne vor călca pragul. Și prima ei invitată este pentru Bucovina exact ceea ce Veta Biriș este pentru Aldeal, anume un simbol, o carte de vizită, o imagine de referință pentru ținutul de care aparțin și una și alta și, de ce nu, chiar pentru România. Mă bucur foarte mult că sunt prietene și că o să am deosebită bucurie să o invit astăzi din partea Vetei Biriș, dacă vrei, vii cu mine să întâmpinăm împreună. Așa, pe prietena ta, prietena mea și prietena noastră, a tuturor. Este vorba de Sofia Vicoveanca! Toate bune, bine v-am găsit! Bine ai venit! Bine. Pentru colecția mea, mulțumesc! Nu sunt eu ca oricare. Nici nu poate fi vorba! Ce pentru tine, Veta, aici ai. Vai, mulțumesc din suflet! Eu te îmbrățișez și îți mulțumesc mult că te-ai gândit la mine. Le aranjez tu acasă, întotdeauna mă gândesc la tine cu drag, asta știi. Mulțumesc tare mult! O să-mi facă mare plăcere să te invit, sper că timpul îți permite să te invit să iei loc lângă Veta. Deocamdată te-am rugat frumos să poftești în mijlocul platoului și să ne cânți. Dar trebuie să spun ceva. Aici mi se îngăduie să cânt și lucruri mai de suflet. Totdeauna. Și, da. În prima audiție sunt cântece foarte, foarte, foarte vechi, înregistrate, pare. Dar nu le-am cântat la nicio televiziune. Mulțumim frumos! Frumos! Mulțumim! Pentru tine! Mulțumesc și pentru mult. Dumneavoastră! Doamna Sofia Vicoveanca! Haide, vini la ora mare, de-a să-ntrează nichișoare, ca morișca din masă, din mânânță-l, măi, băiețele. Hai, da, hai, la învârâtitul, tir-tir-tir-tir-tir-tir-la, nu-i vreme de podinitul, tir-tir-tir-tir-tir-la. Upa, e dreptul, ține stângul, sprintinioară, scașă vântul, cât m-o mai rata pământul. La tățau jură și mânie, că joc cu badea litie și mă juri, când lăsat-o, coi muri și voi merge în iadul, jude și mă vorbi în vântul. Raiul e aici pe pământul, tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-ta. Bate talpa și-ncă una, pe sapa te ține într-una, până s-a pornit furtuna. Da, jocul este în două părți, pe la noi îl joacă tăți. Cine nu știe să-l joacă și este ieși în ele să-mi pașe. În jocul cum ești de șlugul, tiri-tiri-tiri-tiri-ta. La boi încă la plugul, tiri-tiri-tiri-tiri-ta. Eu mă tem că și-n morbând, o să-i trebui ca să cânt. Și mai țin o strângătură, nu știi și capul mă doare. Nu mă dau când încă-i soare, trage ora înspre mine. Da, fugi de aici că nu joci ghine. Da, lasă ora cât mai largă, nici cu tine nu fac treabă. Iar am un bate de vrei, iau în joc pe dumneai. Mulțumesc frumos, Juni Târnavei. Mulțumim din suflet. Sofia Vicoveanca este un mare om, este o minune și o comoară românească. Mare. 1,70 fără toc și fără coc. Mulțumesc! Vino, mândro, vino când gândesc că ești fată tinerea, ochii tăi nu-i pot uita. Vino, mândro, vino, draga mea. Ei, Ionuț, nu te-am văzut de mult, te rog să-i loc, să stai, dacă poți. Dacă îți permit pantalonii, bate-mă, Doamne, să mor! Bate-mă, da, bate-mă, Doamne, să mor, mă! Bate-mă, da, bate-mă, Doamne, să mor, mă! Într-o grădină cu flori pe brațele, cum e dor, șa-l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 a. Sofia, te așteptăm... alături de noi. La Taifas. Încă o dată îți spun bine ai venit, mă bucur din suflet.
cu toată dragostea. Și eu îți mulțumesc din suflet. Drag, am făcut-o cu mult drag. Pentru că noi, știi, Corina... Chiar vreau să te întreb, cum așa? Una din Bucovina, una din Ardeal. Ține de, și de fire, de... Am prieteni, dar știi tu, prieteni ăia adevărați, care cred că n-avem atâtea degete la o mână, în care să am încredere totală. Deci, iată, vet, aș lasă umărul ca eu să-mi pun sufletul să-mi plângă eventual, dacă nu doresc să plângă, dar pot avea încredere. Deci este discretă, este sinceră, am verificat-o. Și îmi face mare, mare plăcere când ne căutăm și ne sfătuim. Să știi că mai sunt fel de fel de impresari care știi tu ce se întâmplă. Și noi ne sfătuim, ai grijă ce se întâmplă. Mai am să vă întreb ceva, fiecare dintre voi este o bunică împlinită. Aveți nepoți, nepoțele, da. Știu că tu ai nepoțele. Da, două tu nepoțele. Ai... Eu și două nepoțele și un nepoțel. Deci aveți nepoței. Da. Vă simțiți și mai împlinite ca bunici? Eu da, avându-le, văzându-le cum cresc și chiar sunt fericită. Mă rog pentru... Știți ce se spune? Că Dumnezeu, dacă întrebe o familie de curând sau mai de mult căsătoriți și n-au copii, întreb pe când bebe, știi? Când dă Dumnezeu, așa. Se răspunde. Iată, se spune că Dumnezeu ne dă pruncii cu împrumut. Pentru că noi îl primim, îl iubim, încercăm să facem cărare în viață. Nu! Dumnezeu este Cel care face cărarea. Că dacă ar fi să mă întorc la rădăcinile mele, mama m-a format pentru viață, să țesc ovoare, să fac treabă, tot. Și iată drumul meu în viață. Deci... Degeaba încercăm noi să le fasonăm destinul, așa e? Și mă rog pentru liniște și pace și să le dea Dumnezeu bucurie și împliniri, foarte important. Mă rog. Și bunicii au un rol foarte important. Normal. În familia băieților noștri, copiilor noștri. Avem băieți, repede am sărit la băieți pentru că amândouă avem băieți și cred că... Mai ales bunica are un rol foarte, foarte, foarte important în familie. Copiii vin cu drag și atașează de noi și nu îndrăznesc atât de tare la mama lor să-i spună ceea ce ne spune nouă. Cel puțin așa mi se întâmplă mie. Au mai multă încredere în bunici. Da, da. Să știi că și eu aveam mai multă încredere în bunica. Pentru că era mai îngăduitoare, mai înțelegătoare, mai răbdătoare. Mai tolerantă. De exemplu, mi-aduc aminte odată că am descoperit eu cu verișoara mea că servanta din sufragerie, dulăpiorul, unde se țineau dulcețurile pentru musafiri, avea placajul un pic desprins la spate. Drept pentru care, într-o bună zi, când bunica avea musafiri și a scos dulceața de nuci să-și servească, care era o raritate, dulceața de nuci verzi, o bunătate, să-i servească pe musafiri, a constatat cu groază că în borcan mai era doar zeama. Noi mâncaserăm toate nucile, părând, părând. Așa, când una, când alta. Sigur că pentru ea a fost ceea ce astăzi în engleză s-ar chema un mare embarrassment, o jenă. Zice, fetelor, vă dau o dulceață de nuci până a găsit cheia, până a deschis ușa, ea era de mult mâncată. Probabil că dacă era mama sau tată ne-ar fi certat îngrozitor. Ea a făcut un pic de gură, a luat alt borcan cu dulceață de vișine, de cireș, care era mai frecvent, din care mai rămăseseră niște boabe prin seamă. Astea erau prostiile copilăriei. Năzdrăvănii. Dar, sigur, năzdrăvănii, dar îndrăzneai să le faci față de bunica mai repede decât față de părinți. Asta ca să vorbim de o copilărie fericită. Da, dacă mai vedea pe mine că eu sunt o tipă foarte sobră, știi, dar așa e scroită eu. Aia mică mă ia și mă învârte prin casă și dansăm și mă zăpăcește de cap și e cu totul altceva. Cine m-ar vedea spune, nu ești tu așa. Mă face plăcere pentru că e atâta bucurie, atâta când le vezi ochii, știi cum ca faza lungă la mașină. Exact, e bucurie exact. Și exact. Sofia Vicoveanca i-a dedicat Vetei Biriș o poezie într-una din cărțile sale de versuri. Iar dacă cineva nu știa că doamna Sofia Vicoveanca este o poetă de mare sensibilitate, atunci vă spun eu acum asta,
și mi-ar face mare plăcere să o rog în minutele care urmează să ne recite această poezie pentru Veta Biriș. Da, eu cochetesc cu poezia, așa că să nu folosim cuvinte mari, că nu, eu rămân cântăreața Sofia Vicoveanca, dar ca să-mi las urâtul afară, mai noaptea când mă pălește câte o, așa ceva, mai scriu. Și pentru că Veta, am spus la început că mi-e foarte dragă și mi-o apreciez foarte, foarte, foarte mult, i-am dedicat o poezie pentru tine, așa am intitulat-o. Ești pita caldă din cuptor a grâului aromitor, ce-o pui copiilor pe masă când sunt flămânzi și vin acasă. Tu știi să asculți, să alin dureri, dureri ce nu duc nicăieri, să sfătuiești și răbdătoare să întrebi, ai pentru ce? Merită oare? Cu glas duios, ca într-un alint, poți fi și blândă, gângurind precum o mamă ce visează lângă pruncuț când îl veghează. Mi-ai pus tămadă peste suflet, păzească-ți Domnul al tău umblet. Rămâi așa precum te știu, om de nădejde în pustiu. Mulțumesc! Ce frumos! Mulțumesc tare, tare mult! Mie mi-este foarte greu să vorbesc de Sofia Vicoveanca. Pentru mine Sofia Vicoveanca este un mare om. Este o minune și o comoară românească. Wow! Mare! 1,70 fără toc și fără coc. Mulțumesc! Dar noi suntem, noi ne știm foarte bine. Da, vorbeam la telefon de câte ori o văd la televizor, o sun și spun, Sofica, de unde mai ai atâtea cântece frumoase? Zic tu, noi suntem prieteni, mie da, poți să-mi spui, zic, ți le face cineva? Nu, Veta, zice, nu, zice, le-am culese de mult, da, de mult. De pe alte vremuri când trebuia. Tare frumoase, din ce în ce mai frumoase. Ce drăguț ești, mulțumesc. Nu, pe cuvânt, așa e. Las că grăim noi la telefon. Vreau acum să invit alături de noi pe un alt artist, prieten cu Veta Biriș și propus de către Veta Biriș. Este vorba de Ionuț Fulea, care este un nume de referință al folclorului românesc și mai ales al folclorului ardelenesc. Vreau să-l întâmpin acum la baza scărilor pe Ionuț Fulea! Ionuț, stai să vin și eu, dragă, să te pup, te să rog, te întâmpin și să-ți mulțumesc. Mulțumesc din tot sufletul, Ionuț. Cu mult drag. Uite ce propun, l-aș invita întâi să ne cânte, după care să ia loc lângă doamna Vicoveanca și să mai stăm de vorbă. Mare drag. Te invităm, Ionuț Fulea! Să-i asculți mândruțo dragă tu mustrările, cum vorbim
iubește, maica mea, că nu vrea să fie a mea. Vino, îndro, vino, nu uita. Cum vorbește, maica mea, îndro despre gura ta. Vino, îndro, vino, nu uita. Mândrulița mea cu ochii negri mici, când mai treci și tu vreodată seara pe aici. Mândrulița mea cu ochii negri mici, când mai treci și tu vreodată seara pe aici. Vino și la maică mea să vorbești și tu cu ea. Vino, mândro, vino, nu uita. Vrea maica de n-o vrea să vorbești și tu cu ea. Vino, mândro, vino, nu uita. Mulțumesc frumos, Juni Târnavei. Ionuț, nu te-am văzut de mult. Te rog să-i loc, să stai, dacă poți, dacă îți permit pantalonii. Opa! A, gata, s-a așezat. Am reușit, nu știu cum o mai ridic de aici. Așa. O să stai până la sfârșitul emisiunii. Va. Este costumul de așa natură, să știi că și eu la fel am. Iată, vorbeam la începutul emisiunii despre tricolorul pe care îl poartă Veta. Văd că Ionuț are unul și cu stema Republicii, așa încât... De altfel, câteodată voi aveți și o insignă a regretatului Avram Iancu, dacă nu mă înșel. Așa este. Așa. Eu, tricolorul meu este altfel decât al lui Ionuț. Nu contează, e tricolor. Nu contează, e același. La tine predomină roșu, la el albastru. Am primit o scrisoare de la Râmnicu Sărat și mi-a trimis o plasă de... nu de tot feluri, toate sunt la fel și mi-a zis să le dăruiesc tuturor colegilor mei. Pentru că nu așa se poartă tricolorul, că așa. Eu îl port și așa și așa, că nu știu cum. Da, este altă modă acum... Așa. Important e că mie nu mi-ați adus niciunul. Că albastru, nu eu ți-am adus, să știi că e da? Da, cu drag. Dar nici eu n-am, să știi. Ai văzut? Ai zis că trebuie să-l dai colegilor. Păi să te vedem. Nu e nicio problemă. Ne vedem. Așa. Ne vedem la Alba Iulia. Așa. Știu că voi ați făcut un CD de colinde, dacă nu mă înșel, de pricesne, de... Nu, de colinde. De colinde. Da. Da, împreună cu doamna Veta Biriș am imprimat un compact disc în 1999, un compact care aduce colindul românesc în atenția publicului. Această idee a plecat de la un prieten foarte bun de-al nostru, este vorba de fostul director al Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, Constantin Sârbu, care ne-a propus acest proiect, a considerat dânsul că suntem două suflete care putem fi împreună pentru cântecul de sărbătoare, a reușit și dânsul apare cu poezia, zic eu, hai să-i spunem patriotică pe acest compact disc și pentru mine a fost o mare onoare să... fiu alături de un mare artist al României, cum este doamna Veta Biriș, pe acel compact disc. Eu îl apreciez foarte mult pe Ionuț, știe acest lucru. Nu-i place să spun că vine din generația tânără, cu toate că el este de seama copiilor mei, dar Ionuț este un om foarte, foarte special. Ionuț face atâtea lucruri frumoase și aș vrea, Corina, să îmi dai voie să... El, cu modestia lui, nu o să spună că este președintele Uniunii Artiștilor de Muzică Populară din România. Bravo! Și se străduiește foarte mult să ne apere toate drepturile noastre și iarăși un lucru pe care el nu spune niciodată și eu sunt foarte, foarte mândră de acest lucru. El a avut un proiect, Cultură pentru Cultură, la noi în județul Alba, unde a reușit să scormonească, să aducă, să readucă pe scenă tradiția, să aducă dansul popular, poezia populară, rapsodul popular, toate genurile de muzică și se face la nivel comunal, la nivel județean și cu premii foarte, foarte mari.
din partea Consiliului Județean, care sunt folosite numai la căminele culturale. Aproape în toate căminele culturale din județul nostru avem muzee cu costume populare, muzee, și mai avem căminele culturale absolut toate renovate. Extraordinar. Da. Astea sunt vești formidabile. Ele par ca ceva care e normal, dar în... Poate pentru unii pare o banalitate. În 2005, pe vremea când eram director la Centrul de Creație, mi-am propus să revitalizez viața culturală a amatorilor, că profesioniștii cântă pe scenă și așa mai departe. Dar mi-am dorit tare mult să-i readucem în scenă și să-i readucem cu obiceiurile și tradițiile de acolo, de la ei, de acasă. În acest sens am gândit acest proiect Cultură pentru Cultură și nu se cheamă întâmplător Cultură pentru Cultură, pentru că premiul pe care îl primesc câștigătorii este în valoare de 1 miliard de lei. Un miliard? Da, vorbim, stai că târziu vorbim în banii vechi, să nu ne gândim la... Adică vreo 20 ceva de mii de euro. Da. Bravo. Bani care se câștigă printr-un act de cultură, se duc nu către cei care cântă pe scenă sau joacă pe scenă, se duc către căminul cultural din comunitatea lor și în egală măsură, la nivel de județ, când se câștigă banii acești 1 miliard de lei, se duc către școala din comuna respectivă. Deci banii se investesc tot în instituții de cultură. Printr-un act de cultură investesc într-o instituție de cultură. Și se montează foarte, foarte tare la nivel de comună. Toată lumea se implică, toată lumea participă cu tot ce are mai frumos la nivel de comună. Că nu specifică veniți cu dansuri populare. S-a readus pe scenă obiceiul de nuntă, s-a readus jocul popular vechi, care zicea, nu, că mai nou acum, zicea, joci, da, ceva foarte repede, repede și scurt. Dar la acest concurs să readuce pe scenă tot ce este mai vechi în tradiție. Nu este în formatul emisiunii noastre remarca pe care am să o fac în continuare, dar nu odată, stând de vorbă cu invitații mei la emisiunea Opriți Timpul, am certa convingere că pe de o parte sunt unii care se străduie să distrugă, în timp ce pe de altă parte sunt foarte mulți care se străduie să păstreze și să repare ca meșterul Manole ce-au stricat alții. Așa, ca să nu cad mai departe în tot felul de considerente nepotrivite cu emisiunea noastră, vreau să rog pe Veta Biriș să poftească în platou și să leagă oarecum de ce am spus, să ne cânte Bate-mă, Doamne, să mor! La 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 la
Românul n-a deranjat, de fapt, niciodată pe nimeni. El a trecut prin istorie, precum vântul prin fâneață. Sus, 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 la munte, sus, 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 Române, sus, acolo și i-am cuidus la vidra de sus. Chiar dacă am lipsit o perioadă mai lungă de timp, pentru mine timpul s-a oprit și parcă v-am văzut ieri. Câte fete arde lene, toate negre la sprâncene. Câte fete arde lene, toate negre la sprâncene. Veta, dragă, Sofia vrea să ne cânte un cântec liric. Da. Nu l-am cântat nicăieri, e foarte vechi, înregistrat de multă, multă, multă vreme, dar e ceea ce ni se întâmplă nouă în viață, chiar și, și ție, și tu cânti și plecăm așa. Știi că treci prin viață, precum vântul, prin fâneață și nu mai știm. Ce frumos! Avem multe de Sunt convinsă că o să fie un cântec foarte frumos. Ea n-are numai cântece frumos. Așa da, este. Mulțumesc! Sofia Vicoveanca! Doamnă pchicătă-te vântul radic și-l împrăști pe care dintr-o vale într-altă vale. Vește jâtii și uscate ca mine de supărate. Mai bine a te cântari. Că ai fost dulcica și mierea ta așa mare cum e fierea. Am trecut și eu prin viață ca și vântul prin fânea. Sart ca focul și să nu-mi găsesc norocul. Că norocul nu-i la mine, îi împrăștie pe lume. Sara ca inima în mine mă-ntreabă printre suspini. Cu durere de une atâta putere. Cât de rele sunt pe lume, tăte sopret la mine. Și tot vin pe rând, pe rândul, să le număr, nu am Eu cred că numai poetul popular putea să imagineze
o asemenea idee am trecut și eu prin viață, precum vântul prin fâneață. Și vă dați seama, aici vorbim despre adevărata smerenie a poporului român, pentru că de când a început melodia, eu mă gândesc ce vrea să spun această imagine. Vântul prin fâneață, abia dacă deranjează fâneața, din experiența mea de țară. Eventual scoate un pic de praf care se așează înapoi pe fân. Deci românul, gândiți-vă și la basmele populare, pleca în codru să culeagă vreascuri, nu să taie copaci. Deci românul n-a deranjat de fapt niciodată pe nimeni. El a trecut prin istorie, precum vântul prin fâneață. Am să țin minte această idee și într-o zi am să o dezvolt, pentru că mi se pare extraordinară. Să trecem imediat la următoarea invitată a Vetei Biriș, o solistă care întotdeauna și-a dorit să cânte și a știut că menirea ei este aceea de a dărui. Astfel, ea este împlinită atunci când oferă iubire și emoții pentru publicul ei, prin piesele pe care le interpretează. Vorbim despre una dintre cele mai frumoase soliste și posesoare a uneia dintre cele mai bune voci feminine românești. Doamnelor și domnilor, îmi face plăcere să o invit în fața dumneavoastră pe Nico! O frumusețe de fată! Te pop cu drag, să știi că mi-era dor de tine. Și mie! Și mie! Nico! Și vă mulțumesc din toată inima pentru această invitație. Să știi că eu întotdeauna când sunt alături de ei, de folclorul nostru românesc, am o emoție, te rog să mă crezi, și parcă simt toate cuvintele ce spuneai tu adineauri. Exact. Trec așa prin vene, frate. Deci așa este, e altceva. Așa este. Altceva. Mulțumesc tare, tare mult că ai venit. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc. Știți că vă invit să luăm loc. Cum să nu, cu mare drag. Pentru că avem de vorbit. Bună ziua, stimate domn. Ce faceți? Așa e că e plăcut să te întâlnești cu colegi pe care este iubești. Este foarte plăcut și să știi că chiar am primit de la foarte mulți prieteni rugămintea de a face un album de muzică populară și am zis, deocamdată încă nu sunt atât de mult pregătită, dar să știi că mi-am ales anumite piese din toate zonele țării noastre. Pentru că fiecare zonă are într-adevăr farmecul ei, frumusețea ei. Așa că de la dânsa mi-a plăcut foarte, foarte mult de la doamna Veta cântecul Iancului. Deci îl ador și l-am cântat la într-o emisiune și am zis, Doamne, cât de frumos poate să fie. Și nu mai zic de interpretarea dumneai. Sigur că da. Eu am făcut așa da. Interpretarea mea. Te-am văzut în acea emisiune și chiar spunea colegul meu, Nicolae Furduiancu, zice, dacă o să te vadă, doamna Veta Biriș, o să te felicite. Ai cântat extraordinar. Eu... O să, dacă ea și-ar dori, aș vrea să cântăm câte o strofă din cântecul Iancului, pentru că atât de frumos îl cântă. Numai bine ca dumneavoastră. Încât te emoționează până la lacrimi. Eu noaptea aia am adormit cu gândul, Doamne, cum poate să mai fie cineva care să cânte atât de frumos cântecul Iancului? Pentru că facem din inimă ceea ce facem și se simte lucrul ăsta. Mie îmi place foarte mult. Da, pentru că... Dar seara aia și mi-a spus, Nico, dragă, parcă l-aud, cât de frumos poți să cânti, măi, nu vrei să faci tu un album și dânsu? Zic, da, dar nu, acum. Știi de ce, Nico? Cântecul istoric necesită o altă interpretare, o altă trăire. Exact, exact. Dar nu și pot cânta tu l-ai cântat tare frumos. Pentru că l-am simțit și parcă eram eu acolo în locul ăla, în rolul principal, sincer. Da, chiar este Corina, un cântec. Eu nu trebuie să o rog deloc. Eu nu trebuie mare să o rog, drag, să mare drag, să mare drag, dar nu o să fiu la înălțimea dumneavoastră. Nu se poate. Dar cum ți-a venit ideea să te apuci? Numai fiindcă te-au rugat prietenii și... Corina, eu cânt de la 16 ani și cântând tot felul de muzică, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-am păstrat muzica ușoară, cânt așa cum trebuie populară la fel, deci orice gen muzical, și grecește și absolut toate genurile muzicale, chiar și lăutărești, vreau să spun, și îmi plac la nebunie, plecând de la 16 ani, dar niciodată n-am avut, nu m-am gândit, poate să scot un album, dar deocamdată eu zic că mai am timp, am zis de la 50 de ani, când îmi plin 50 de ani nu să mă ocup și de chestia, dar o altă latură a muzicii, muzicii clasice, vreau să spun că mă năpădește și cred că o să mă apuc de muzica clasică. Deci asta îmi place mai mult decât populară, așa că voi face de muzică clasică. Da, sincer, eu cred că nu trebuie să renunți la un gen pentru altul. Eu cred că le poți îmbina funcție de necesitate. Ai dreptate. Odată ai așa, odată la teatru ești pe Broadway, muzică românească, jazz, pe Broadway. Da, de toate de fapt, exact. Românești. Poți să cânți de toate.
La valoarea ta tu poți să-ți permiți treaba asta. Mulțumesc. Și tu ne-ai pregătit cântecul Iancului în întregime? Cât vrea dumnea ei. Deci cât vrea doamna Veta, atât cântăm. Ia poftiți voi în centrul platoului să vă vedem. Ia că văd că vă invitați așa una pe alta. Am niște emoții de nu vă spun. În premieră la noi Veta Biriș cu Nico. Din codri pe plai la vale, da venea un voinic călare. Falnic și viteaz fecior măi, da craiule mână al munților mai. Ian cu-n fruntea moților mai. Sus, sus, sus la sus, 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 române sus, acolo și i-am cuidus la vitra de sus. S-a oprit, s-a dat pe calul de sub râu și-a scos cavalul și-n doină și-a plâns amarul. Mureș apă argintie de-o fi să cază în robie, să trimeți în munți solie. Sus, 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 la munte sus, 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 române sus, acolo și i-am cuidus la vitra de sus. Bravo, Nico! Extraordinară, Doamne Dumnezeu! Îți mulțumesc, Raluca, pentru momentul ăsta. Of, ce emoție am avut! Corina, îți mulțumesc pentru momentul ăsta, sincer. Noi îți mulțumim, deci chiar, să nu. Poate. Uite, sunt toată pielea găinii. Noi îți mulțumim. Tare frumos când eu vă mulțumesc. Pentru că e cu adevărat impresionant ce ați făcut voi două. Mulțumim frumos. Aici sunt asta tot spun tot timpul și eu nu știu lucrul ăsta. Cântecul popular trebuie să rămână tinerilor. Nu trebuie dus cu noi în mormânt. Multă lume zice, a, nu-l cânta ăla, cântecul meu. Cum îți permis să cânti cântecul meu? Eu, când am cules aceste cântece, nimeni nu mi-a pretins nimic. Mi le-a dat cu dragă inimă. Foarte frumos. Și acum, noi zice, a, nu, zice, nu, cum, o dau în judecată, mi-o cânta cântecul. Ia, trebuie să rămână la una ca Nico, la Ionuț Fulea. Sigur că da. La cei care vin din urma lor, cântecul trebuie păstrat, altfel ne pierdem identitatea, ne pierdem tradiția și ne pierdem tot ce avem mai scump. Dar chiar e păcat să gândești așa. Pe pământ. Nu știu.
Eu am să vă invit alături de mine, stimate doamne și frumoase doamne, mulțumim, poftiți. Frumos. Așa. Ionuț, îmi face mare plăcere că ai venit la noi după atâta timp. Te rog frumos că nu ne ocoli pe viitor. Știi că noi te apreciem din suflet și prezența ta în emisiunea noastră este întotdeauna binevenită. Chiar dacă tu stai în Ardeal, fă-ți drum și la București. E adevărat, Valea Oltului e în reparație, e un chin. Să nu vii pe acolo, vino pe Brașov, dar vino. Oricum, să știi că chiar dacă am lipsit o perioadă mai lungă de timp, pentru mine timpul s-a oprit și parcă v-am văzut ieri. Ce cavaler, ce cavaler! Bun. Vin cu mare drag ori de câte ori mă invitați și pentru mine a fost o onoare ca astăzi să fiu alături de doamna Veta Biriș, să fiu alături de voi, să fiu alături de doamna Sofia, de Nico și vreau să vă spun și eu că interpretarea celor două doamne m-a lăsat fără cuvinte, în schimb mi-a adus lacrimi. Așa este. Ionuț Fulea! Toate snegre la sprâncene, câte fete ardelene, toate snegre la sprâncene. Numai una în satul meu e așa cum o vreau eu, mă. Numai una în satul meu e așa cum o vreau eu, mă. Are mersul legănat, legănat și alintat. Are mersul legănat, legănat și alintat. Gâtul cu mărgelele e cerul cu stelele, măi. Gâtul cu mărgelele e cerul cu stelele, măi. Așa-s ochii mândri mereu, cum e luna între stele. Așa-s ochii mândri mereu, cum e luna între stele. Așa-i mândra de frumoasă, cum e luna luminoasă. Așa-i mândra de frumoasă, cum e luna luminoasă. Ochi frumoși ca două stele, buze dulci și subțirele. Ochi frumoși ca două stele, buze dulci și subțirele. Ochi albaștri de cicoare, buze dulci și roșioare. Ochi albaștri de cicoare, buze dulci și roșioare. Ochi frumoși ca două stele, buze dulci și subțirele. Ochi albastri de cicoare, buze dulci roșioare. Mulțumesc frumos, Ionuț Fulea. Mulțumesc, Juni Târnavei. Eu în locul tău aș cânta o piesă. Scorpionul e adevăr grește, sau cum? Așa. Tot turneul am stat la perdea și i-am urmărit. Eram primarul Chiolnului și au venit în vizită la mine. Niște români care i-am primit în vizită la mine. Ah.
Îmi face plăcere acum să o întreb pe Nico ce mai face. Cum merge la teatru din Ploiești? Toate bune. Te rog să transmiți pe această cale tuturor colegilor de acolo urările cu mele de bine. Cu mare drag, să știi că și ei te pe tine pentru că te iubim. Eu în locul tău aș cânta o piesă, așa se cheamă piesa. Îți doresc bine. Mult succes. O să mă ridic atunci să mă duc acolo. Să ne mai arăți odată costumul, care e foarte frumos. Îți mulțumesc că dacă foarte vii la noi bine. La Ploiești, să știi că uite, îți promit că am să fac un costum. Cum vrei tu? Dar... Eu nu vreau nimic, ați stă foarte nu, bine. Și ție stă bine că te-am văzut în costum. Bun, deci o să merg într-o zi. O să merg. În locul tău este piesa compusă de Adi Cristescu. Cu drag, cu mare, mare drag pentru dumneavoastră încă și mulțumesc încă o dată de invitație. Să fiți sănătoase. Să vă dea Dumnezeu sănătate. La fel, Nico. Nico! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos, Iuno Dance, pentru foarte splendida frumos. Coreografie. O coreografie foarte frumoasă. Te rog să poftești înapoi, să mai stai puțin cu noi, pentru că vreau, domnilor și domnilor, să invit acum în platou un cuplu umoristic,
un cuplu care face senzație atât în rândul telespectatorilor, cât și în cel al spectatorilor. Fiecare întâlnire cu ei este una memorabilă, de aceea mă bucur să-i revăd sănătoși și vioși în platoul emisiunii Opriți Timpul pe talentații actori Valentina Fătu și Vasile Muraru. Mulțumim tuturor! Mulțumim de primire! Bună ziua, doamna Veta! Bine ai venit, Vasile! Mulțumesc din suflet! Bine ai venit, Valentina! Bine te-am găsit, draga mea! Ne bucurăm tare mult să fim! Eu vă mulțumesc că ați venit! Hai să luăm, să luăm loc puțin, vă rog frumos! Poftiți! Ce faceți, copii? Ce mai faceți? Nu v-am văzut de mult! Bine ați venit și pe la noi, pe la emisiune! Bună ziua! Ne bucurăm, cel puțin eu, dar se bucură și Valentina, cred. Lângă asemenea artiști, lângă asemenea suflete, deosebite suflete atât de alese ale poporului român, ne bucurăm din suflet și noi că suntem aici în mijlocul dumneavoastră și că ne-ați invitat, ne-ați făcut asemenea onoare mai rar. De ce mai rar? Noi v-am invitat săptămânal, dar nu puteți voi să veniți. Dar nu sunt toți invitații săptămânal atât de valoroși. Așa, așa, pam, pam. Ei, glumește, domn Vasile. Vorbim despre scorpioni, să vede. Așa. În casa scorpionului? În casa scorpionului a mai apărut unul. Gura scorpionului, adevăr grește, sau cum? Bravo. Așa, așa. Bravo. Voi ați fost într-un turneu în Germania? Da. Eu mai multe. Doamna așa, Veta, am fost spuneți-mi. Mai multe. Da, am fost într-un turneu în Germania. Eu i-am tot văzut la televizor și cunosc de multă vreme. Vreau să spun, Corina, tot turneul am stat la perdea și i-am urmărit. Sunt atât de talentați, dar de fapt spun eu că sunt talentați, știe toată țara, dar atât de mult mi-au plăcut că m-au impresionat. Nu puteam să scam nicio scenită ce făceau ei. Repede, repede mă duc să începe Valentina și mulțumim din suflet, dar doamna Veta, lucrurile trebuie să stea altfel. Noi am venit astăzi să vă aducem dumneavoastră un omagiu, pentru că sunteți o artistă cu totul și cu totul deosebită. Nu sunteți doar o mare cântăreață de muzică populară. Ceea ce spun eu, probabil s-a tot spus în timpul emisiunii, probabil că s-a făcut și o prezentare pe măsura valorii dumneavoastră, însă mie mi se pare că dumneavoastră sunteți dintre acei artiști și cântăreți care în mod răscolitor ne predau niște lecții de iubire de neam românesc. Bravo! Deci... și am să o completez pe Valentina cu ceva ce nu s-a spus în emisiune. O admiram pe doamna Veta și nucleul de la Alba Iulia și am avut noroc în 87 să joc pe stadion la Teiș, Teatru Tănase, împreună cu ansamblul de la Alba Iulia și să-i cunoști în uite că avem sfârșit și niște fotografii. Pe acești minunați. Da. Asta din turneu. Cred că e de la Köln, dacă da, nu mă da, înșel, da, nu? Da, chiar pe, da, 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 da. Eram... Eu eram primarul Chiolnului și au venit în vizită la mine. Niște români care i-am primit în vizită la mine. Păi eu sunt în costum nemțesc. Aici e la culise, în culise, ne schimbam, sau mă rog, ne pregăteam de... și este și doamna Florica Băncilă, cred că acolo, și da, da. Camelia Florescu, Floreasca, cu care noi am fost în turneul turneu acesta. Da, amintiri frumoase. Da, și acolo la Teiș, pe stadion, un spectacol extraordinar și am avut... bucuria să-i cunosc pe Bocșa, pe Furdui Iancu, pe Drăgan Muntean și doamna Veta Biriș, doamna cântecului românesc. Și ceea ce au făcut ei acolo la Alba Iulia, n-au făcut decât să păstreze curat, așa cum trebuie păstrat, folclorul românesc. Eu mi-aduc foarte bine aminte de cuvintele tatălui meu. Eu de la tatăl meu am învățat să cânt. Tatăl meu m-a învățat aceste cântece frumoase ale neamului nostru. El și-a riscat viața în timpul războiului și aceste cântece de la el le știu. Și mi-a spus așa să le cânt și să-mi respect neamul, să-mi respect eroii neamului. Și cred că am reușit cât am putut eu să readuc aceste cântece care o foarte lungă perioadă de timp au fost puse sub lacăt. Au fost interzise. Cântecele emoțiilor. Da, și nu s-a dat voie să cânte. Și sper că o să fie mândru de acolo, din ceruri, când este mă vede precis că cânt aceste cântece care nu s-au cântat o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Nu era voie, nu? Nu era voie, da. Chiar și cântecul Iancului?
Niciun cântec patriotic. Și dumneavoastră ați fost primul artist care le-a readus în fața publicului. Da, și am avut noroc cu regretatul Adrian Păunescu, care m-a dus prin Cenaclu Flacăra și pe urmă am colaborat foarte mult cu Ovidiul Moldovan. Dacă știe, Vasile Muraru chiar m-a felicitat odată după un film cu Ovidiul Moldovan de o jumătate de oră, unde el și-a dorit să cântăm cântec patriotic și poezie patriotică. Am început cu cântecul de Iobăgie, Horia, Iancu și el recita, așa cum recita el, dumnezeiește. Extraordinar. Dumnezeu să-i înalțe sufletul, un mare, mare, mare artist, Ovidiu Iuliu Moldovan, ai Teatrului Național și un mare patriot. Așa este. Acum recită lui Dumnezeu. Dacă ne gândim bine, dincolo sunt un pic mai mulți decât aici. Cred că spectacolele lor sunt foarte frumoase, dacă mi este îngăduit să spun așa, pentru că majoritatea colegilor din generația noastră s-au reunit într-un cenaclu mai mare. O să urmeze și un dans al junilor Târnavei, pe care îi voi invita imediat, pentru că am aflat că voi trebuie să vă schimbați în niște costume speciale. Exact, exact. Dar pentru că suntem la o zi de distanță față de o sărbătoare așa de frumoasă a noastră, a românilor, de Sfinții Constantin și Elena, dați-mi voie să felicit și eu și să le zic la mulți ani, la două mămici, două mame, mama domnului Vasile și mama mea, o Elena și o Constanța, la mulți ani și la mulți ani tuturor sărbătoriților de zilele astea. La mulți ani, fetița mea, atunci, Elena. Mulți ani, la mulți ani. Atunci dați-mi voie să mai spun și eu încă o dată la mulți ani Constantin și Elene. Am foarte mulți prieteni și dintr-o parte și din alta, dar astăzi dați-mi voie să transmit urările mele de bine la o veche prietenă de la Alba Iulia, doamna Elena Covaciu, pe care o iubesc, o salut și o îmbrățișez alături de toată familia ei. Mi-a fost alături aproape 40 de ani cu prietenie și omagiile mele pentru tot ce a făcut ea cu copiii și cu nepoții. La mulți ani, Elena! La mulți ani prietenei mele, Elena Scrădeanu, la mulți ani tuturor celorlalți prieteni ai noștri, ai emisiunii și ai dumneavoastră tuturor, să ne trăiți! Așa să fie! Și pentru că e luna florilor, la mulți ani tuturor florilor din România! Și până bravo, Vasile! Vacanță, veniți la teatru, încă mai jucăm, încă mai este stagiune la Teatrul Tănase și vă invităm pe toți acolo. Încă o dată zicem că ne-a făcut mare plăcere să fim alături de doamna Veta, de tine, draga noastră, de tine, draga noastră și tot așa. Și mulțumim! Și clipă... mergem să pregătim o surpriză, ne îmbrăcăm în niște frumoase și tradiționale nu costume ne spune, românești. Vasile, nu ne spune! Niște costume românești. Așa. Nu ne spune tot, nu da din vedeți. Casă. O să vedem. Deci, Valentina Fătu și Vasile Muraru, vă așteptăm în costumele pregătite, pentru că așa vrem să vă vedem. Până când Valentina Fătu și Vasile Muraru vor veni în ținuta de spectacol, vă invit, doamnelor și domnilor, să ne încântăm ochii cu ansamblul Junii Târnavei. Poftiți!
adevărat valoroși acești tineri. Nu sunt numai frumoși, sunt și talentați. Și dați-mi voie să vă reamintesc faptul că ansamblul Junii Târnavei este pregătit de soții Otilia și Vasile Trâmbițaș. Ce bine că suntem doar două rude mai celebre. Ca să spun așa, mă gândeam. Tu, Șăvetă, să rot dreapta. Aici aplauze, mulțumim foarte mult. Urdă, cu brânză și cu mărar. Cu lobode. Da. Vezi că mi s-a făcut foame. E duminică la prânz și mi-e foame. Da, nu trebuie să mergem neapărat. Nu, chemați-mă și pe mine, vă rog. Așteptați-mă, scriu și eu liber într-o zi. Voi, România, aveți ceremonia ceaiului? Nu, nu. Noi în România avem ceremonia țuicii. În ce constă ceremonia țuicii? E foarte simplu. Bei țuică până ca sub masă. Stimați prieteni, în viața de zi cu zi, vizitele dintre prieteni se întorc. Ei bine, și în emisiuni, invitațiile se întorc, mai ales între rude. Iată, Veta Biriș a fost invitată în ediția pe care ne-a oferit-o Silviu Biriș. Acum a sosit vremea ca și nepotul Silviu Biriș să fie prezent în această ediție, așa încât eu personal am nicio altă soluție decât să-l invit în platou pe Silviu Biriș. Păpușico! Mă bucur să vă văd. Ce bine că suntem doar două rude mai celebre. Ca să spun așa, mă gândeam. Tu, Șăvetă, să rot dreapta. Aici aplauze, mulțumim foarte mult. Mulțumesc tare mult că ai venit, Silviu. Mulțumesc din suflet. N-aveam încotro, nu stau foarte departe. Așa, așa. Eu te rog să-i loc lângă Nico. Vă mulțumesc foarte frumos. Mult, dacă îmi permiți să o salut și pe Nico. Nu de alta, dar suntem într-un fel sau altul și colegi la teatrul Toma Caragiu din Ploiești. Mă bucur că sunt pe aceeași scenă cu artista și atât eu, de și eu, dar să talentată. Știți, dar nu vrei Nico să-i spui ba, chestiile da, astea mulțumesc alături. Foarte mult. Alături de ea. Teatrul din Ploiești aduce titluri atât de importante pentru genul acesta, pentru musical, cum este și My Fair Lady și nu numai, și Shakespeare-ul pe care Teodora Hergheligiu l-a montat într-un mod cu totul și cu totul superb, da. Cu muzică. Adică ceea ce se vede acum aici în fața dumneavoastră într-o emisiune ca aceasta se întâmplă și la Teatrul din Ploiești, adică unde vedeți artiști care cântă, care dansează, lucru care e foarte rar în ultima vreme, dar uite cât de bine face, pentru că totuși această emisiune, ca și spectacolele noastre, se bucură de acest succes. Și de oameni așa ca tine. Nu, și ca tine, și ca sunteți voi. Sunteți toți și ca talentați, sincer. Da, mulțumim chiar frumos. Chiar am văzut spectacolul și am spus, măi, nu cred că aș fi putut juca. Ba, ai fi putut juca, sincer, bineînțeles. Nu, este foarte greu. Ba da, dar trebuia nu este, să este și muzical, dar acest spectacol, Visul Nenos de Vară, în care joc eu, este, am numai muzică, atât. Deci este absolut tot ceea ce spun eu este muzical și e, da. E viața mea. Adică fiecare pe el este și actor în primul rând și joacă extraordinar de bine. Am zis, băi, nota 10. Silviu, ce mai faci? Nu te-am văzut de câteva săptămâni. Da, am văzut de câteva săptămâni, da. Ce să fac? Fac foarte bine, așa cum spuneam. Mă bucur de acest spectacol minunat, de care am uitat când am fost invitat în emisiunea ta. Bravo, bine că ai uitat, că acum avem ceva nou de vorbit. Exact, da, și în niște turnee ne apucăm și noi ne apropiem de închiderea stagiunii, să spun așa, dar nu se va închide stagiunea, urmează niște repetiții la Teatrul Național, vor veni regizori foarte importanți care vor monta. Apoi vacanța o plănuiesc împreună cu copiii, să mergem în cât mai multe locuri frumoase, să petrecem timpul cu folos. Eu cam în țară, în ultima vreme. Dacă o să mergem poate în Grecia, cine știe, și la marea lor, deși eu iubesc marea noastră. Și cu siguranță voi ajunge câteva zile la Tușaveta să-i mănânc bucatele cele atât de gustoase. Fac un cuptor de lichie. Oh, cred că e o nebunie. Este o pită pe vatră, coaptă pe, pe varză. Vatră. Este un aluat nedospit, nu? Ca o plăcintă cu varză. Da, exact. Dar se face pe vatră. Și are diverse umpluturi, Corina. Este un adevărat ritual. Vara, când începe să se răcorească afară, avem voie că acum am ieșit din post, se scoate un vin bun cu apă minerală și Tușaveta
frământă cu propriile ei mâini, doamnelor și domnilor, deci nu comandă la numărul ca să vină delivery sau altceva, pentru că acolo nu există așa ceva, și face un cuptor întreg de aceste specialități din zona Căpâlna de Jos, lichiu și cu diverse umpluturi, cu varză, vărzări, cum zicem, cu rechi? Cu rechi. Așa, cu rechi. Cu carne, dacă e de astea mai puțin am mâncat, dar în schimb am mâncat cu urdă, cu brânză. Urdă, oh, cu brânză, urză, auzi. Așa, am început să poftesc și cu mărar. Cu lobode. Da. Ei, vezi că da, mi s-a făcut foame. E duminică, da, la prânz și mi-e foame. Și nu le mai descrie cu atâta poftă, că deja când ai început cu șprițul ăla, da, rece... Da, și știi, și le scoate cu o, are o paletă de aia specială de lemn, mm-hmm, pe care le scoate și le pune pe una, ca pe pizza, așa, exact. Bunica dumneavoastră odinească aceea, face niște pizza, zicea, dar nu e pizza. Și mai trântește și cât o paparadă, asta e omleta, care să zicem așa, dacă niște jumări de astea așa făcute așa. Din câte ouă? Din câte poate. Din multe, și se face cu ceapă, cu brânză, cu... de toate. Naveta, vin pe la dumneavoastră. Da, nu să trebuie să mergem Nicola neapărat. Nu, nu, chemați-mă și pe mine, vă rog, așteptați-mă să fiu și eu liberă într-o zi. Să umblați prin iarbă de scul, să mergeți să culegeți în grădină tot ce avem ce avem mai frumos și mai de preț acolo, da, din grădina noastră. Eu amintiri foarte frumoase, în afară de aceste amintiri gastronomice, mergeam împreună cu verii mei și mai făceam baie în Târnava Mică. Și eu nu făcusem niciodată o baie așa, în sensul... Baie făcusem, dar nu baie într-un râu atât de mare. Târnava Mică nu era atât de mică. Venise la scaldă. La scaldă, da, dar era destul de umflată. Venise, era vară, fusese ceva precipitat, fuseseră ceva precipitații înainte și se umflase foarte tare. Și era un fel de întrecere între noi care trece pe malul celălalt. Și am reușit și eu, și așa am fost și eu, ca să spun, acceptat în micul nostru clan de copii, de 17-16 ani, mai știu când aveam atunci. Eu fugeam întotdeauna descăldat. Nu, da, era pe căldurile alea, n-ave încotro, și până la urmă mi-am luat și eu inima în dinți și am făcut acest lucru și m-am bucurat de o scaldă pe cinste. Să știi că și copiii tăi, când am fost la Viena, mi-au promis că vin la Căpârna, au venit la spectacol, zice, Veta, am venit să te vedem, numai să te salutăm. Dar au stat până la sfârșitul spectacolului cu bunica lor și cu ochii în lacrimi au venit și mi-au spus, zice, nu ne pare rău, zice, că am stat până la sfârșit. Ne-a plăcut atât de mult spectacolul. Îl sunăm pe tata să-i spunem ce frumos așa a este, fost. Așa este, te respectă foarte mult și te admiră foarte mult și au... accesat, cred că de nu știu câte ori, pe un site de ăsta vizual, este o filmare în care e o parodie a unei celebre melodii, o parodie, în care se spune numele unei actrițe celebre, Barbara Streisand. Și românii au făcut cu Veta Biriș. Veta Biriș este celebră, ca să spun această melodie. Dată. Da, adică este foarte, foarte... Uite, o să caut și eu, da, să-mi dai adresa. O să dai și Corina Chiriac, că a apărut, da, cum să nu. Deci mari artiști întotdeauna au fost puși la loc de cinste. Poți de rap. Da, este un fel, da, bineînțeles, adică este un fel Barbara Streisand, Corina Chiriac, Veta Biriș, deci există românul imaginativ. Silviu Lubiriș, din Căpâlna. Lubiriș, o să-ți o minte, care ne-a pregătit și o poezie. Da. Eu l-am lăsat să se relaxeze după traficul de afară și așa. Dar vreau să știu ce ne-ai pregătit cadou pentru mătușa ta, bineînțeles. Da, tușa Veta mi-a sugerat să spun o poezie pe care și ea o rostește de ceva vreme în spectacolele domniei sale. Și ea se numește foarte, foarte sugestiv. Și o să vedeți de ce. De ce stau frate păstrăvii ascunși? Și cred că o să o spunem împreună. Cu mare drag. De ce stau frate păstrăvii ascunși? De ce sunt noaptea apele cu stele? Și noi, de ce ne naștem printre urși? Sau printre alte fiare și mai rele? De ce înjură tata câteodată nu știu ce domn și nu știu ce stăpân? Și fruntea lui dospește supărată numai furtuni de atâta săptămâni. De ce la Vidra soarele sub punte e un obraz umbrit de așteptare? Și de ce le cresc românilor pe frunți ocoluri mari și semne de întrebare? Taci
taci. Frate, învață să taci, căci noi tăcem când spunem ce ne doare. Ei își pun urechile la uși și ne sapă vorbele în spinare. Noi ne punem suferința în cui, pe un tăiș nemărginit de coasă. Și așteptăm să vedem ce-o mai fi. Și din atâta viscol, ce o să mai iasă. Tu, Șăvetă, nu e așa că de sub roată Horea a intrat direct în noi și de aceea moții mai așteaptă cu pumnii strânși și tulnicele noi? Horea e aici, sub lampă. Avem un Horea în fiecare sat. Poți fi și tu un creșor de-al nostru, dar să nu dai crezare la împărat. Balada frunzei și balada ierbii, a apelor unde adastă cerbii, a grâului ce unduie în vânt, sunt scrise toate într-un nume sfânt. Ne-am zis și Horea, și Cloșca, și Crișan, și Iancu, cei la Țebea sub Gorun, nume ce vin cu sutele de ani și în vatra satului rămân. Întotdeauna am avut un nume, cel mare, cel viteaz și cel bătrân. Nume rămas în timp să se încunune, numele demn și veșnic de român. Bravo, Silviu. Uite, aici ar merge un cântec patriotic. Acum. Da, cu mare plăcere. Vrei? Cu drag. Te poftesc în mijlocul platoului, Veta, și te rog să ne bucuri. Mai rătăcit
Mulțumim, Veta Biriș. Uite, publicul te aplaudă în picioare. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos. Ce kimono frumos ai! Arigatou! Asta fața de mătase? Nu, asta fața de plapumă, de la bunica. Ceva ciudat ai s-a întâmplat, când primul sushi eu l-am preparat. N-am pus orez, nici pește că n-aveam, și mi-a ieșit fasole cu ciolan. Arigatou! Iubesc femeia de dor nebuna, femeia bruna cu ochi negri de foc. O invit aici. Suntem deja în mijlocul platoului, nu te mai invit. Eu mă auto-invit să mă duc acasă să mă așez și să tac din gura. Deschideți porțile largă, la 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 la. Am venit la voi cu drag, mă, să cânt și să petrec cu oameni care iubesc. Și din momentele de emoție și din momentele de prea mare emoție, e bine să ieșim. Așa. Și pentru că actorii Valentina Fătu și Vasile Muraru sunt cu siguranță gata de a intra în scenă din nou, noile costume, haideți să schimbăm registru și să-i aplaudăm pe Valentina Fătu și Vasile Muraru. Așa e mase. Așa se spune în japoneză. Bună ziua, bine v-am găsit, dragii mei. Ce lume frumoasă, ce bine îmi pare să fiu aici. Unde naiba-i toaleta? Nilă, ai învățat deja japoneza? Ei, dragule meu, ești tu foarte expresiv. De fapt, sincer să-ți spun, la cât străini am cunoscut la viața mea, extraterestra e singura limbă pe care nu o vorbesc deloc, deloc. Nela, permite-ți să prezint tsunami pe tatami, samurai. Vin tocmai din Japonia, țara soarelui răsare. Oh, ce frumos, Japonia, țara soarelui răsare. Auzi, măi, tsunami, măi, dar soarele, sper că nu răsare totuși prea devreme la voi acolo în Japonia. De ce? Vezi tu, dragul meu, eu lucrez mai mult așa, în tura de noapte. Și atunci o să fie greu cu trezitul de dimineață. Nela, ce țara minunată România. Arigatou. Ce oameni minunați România. Arigatou. Ce multă asemănare România-Japonia. Aolo. Și la noi, și la voi, avem samurai. Samurai? La noi în România? Unde, Doamne, iartă-mă, ai văzut tu așa ceva? În taxi. În taxi? În taxi. Fiecare șofer de taxi are pe ușă sabia de samurai. Nu, măi, tsunami, nu, nu trebuie să-ți faci o impresie greșită. Sabia aceea pe ușa taximetriștilor acolo e așa o tradiție locală. Nu cred. Ba da. Nu. Ba da, măi. Când o cursă taxi, Otopen centru costă mai mult decât un zbor Tokyo-București.
trebuie ceva cu care să te convingă să plătești. Nu, 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 Tsunami. Sabia aceea de pe ușă, pe care o țin acolo taximetriștii, este așa, ți-am mai spus, o tradiție de-a noastră și ține de bine cunoscuta ospitalitate românească. Unela, cunoscut ospitalitatea românească, cunoscut la hotel. Zău? No, clădire hotel, parter, bulina mare roșie. Stag, Japonia. Asta a fost în cinstea mea. Nu chiar așa, adică noi te respectăm pe tine și Japonia, dar semnul acela n-a fost în semn de respect. Semnul ăla, bulina aia de pe clădire, e în semn de pericol, în caz de cutremur. Nela, cutremurul acela a fost aranjat în cinstea mea. Cutremur? Ce cutremur? Da, a zgâlțit hotel toată noaptea. Măi, Tsunami, n-a fost cu tremur. Tu stai în drumul taberei, nu-i așa? Măi, s-a lucrat azi noapte la metrou și a intrat Varvara în subteran, mă înțelegi? Nela, cunoscut Nela pe Facebook. Adevărat, așa este. După ce mi-a văzut poza de profil, a zis să-i mai trimit niște poze ca să vadă mai clar cum stau eu cu karma, cu zenul și feng shui-ul. Așa că i-am cerut o poză în chakra goală. A nebunit după mine. M-a și botezat, mi-a dat un nume din ăla de-al lor, un nume japonez. Știți cum îmi spune acum? Micuțu, ce curai! Nela, micuțu, ce curai! Micuțu, ce curai! Nela, ce kimono frumos ai! Asta fața de mătase? Nu, asta fața de plapumă de la bunica. Bunica, da. Bunicii, de la bunicii în Japonia avem moștenit ceremonii. Ceremonia ceaiului. Voi, România, aveți ceremonia ceaiului? Nu, nu, noi în România avem ceremonia țuicii. În ce constă ceremonia țuicii? E foarte simplu, bei țuică până ca sub masă. Abia aștept. O să te bage tăticul sub masă imediat. Noi în Japonia avem geișe. Zău? Voi, România, aveți geișe? Avem, dragă, uite-te la mine. Mă rog, suntem denumite un pic altfel și suntem cu plata înainte. Geișe de lux, geișe de centură, de astea. Nela, geișa de lux. Adevărat. Măi, Tsunami, o să te cam coste pe tine luxul ăsta. Samurai, întreține financiar geișa tot restul vieții. Ai ce vorbești? Tot restul vieții? Măi, Tsunami, sper că ai să te ții de promisiune. Nu pot promisiunea ține, atunci pierd onoarea, fac harakiri. E, uite, vezi? Asta nu-mi place la nația voastră. Una, două, vreți să vă băgați sabia în burtă. Apropo, Nela, văzut sabia mea? Nu, dragă, n-am văzut-o. Plecăm imediat Japonia. De ce? Luăm sabia, nevoie, fac harakiri. Dragă, știi ceva? Nu plecăm nicăieri. Rămânem aici în România. De ce? Face bine la sănătate. Dacă rămânem la noi în țărișoară, tu nu-ți mai faci niciodată harakiri, iar eu nu rămân fără sponsor în floarea tinereții. Hai, la muncă, Tsunami, că sunt multe de făcut în România. Nela! Dacă-i bine programat.
creștin. E legea firii, o să ne facem cu toți harakiri. Ceva ciudat ai s-a întâmplat, când primul sushi eu l-am preparat. N-am pus orez, nici pește că n-aveam, și mi-a ieșit fasole cu ciolan. Nu știu cum se spune, vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în japoneză, dar eu... română! Exact! Perfect! Deci, vă mulțumesc și vă doresc o zi bună și totul să fie extraordinar! În japoneză? Așa! Știi cum se spune în japoneză? Ia, o zi spune? Bună și... Da, da, da! Corina Kiria! Și Vasile Muraru. Mulțumesc foarte mult încă o dată tuturor invitațiilor noștri. Și-l chem acum alături de mine pe Silviu Biriș. Acum de-abia am aflat că... Da, Corina, noi aici... Silviu Lubiriș, nu Silviu Biriș. Silviu Lubiriș. Lubiriș. Silviu Lubiriș. Ok. Așa era noi la Căpâlna. Am aflat, nu știu care este etimologia exactă a cuvântului, dar maestru Florin Zanfirescu, eram eu student așa prin anul 2-3, mi-a zis, măi, ai un nume atât de bogat, de ce maestre? Pentru că este Biriș de două ori bogat. Biriș, în franceză, riș înseamnă bogat. Exact, da. Și mi-a plăcut ideea și acum, într-adevăr, comătușă, ca Veta, nu poți să fii decât... De două ori bogat. Bogat, da. Tu ne-ai pregătit și un cântec, o să te acompanieze baletul Juno Dance în coreografia lui Silviu Popa. Te invit să rămâi aici în mijlocul platoului și eu totuși o să zic așa cum ne-am obișnuit noi. Silviu Biriș! Seniorita în parc pe înserat, curg în jurul petale de crin. Ai ochi patin dulci și luciri de păcat și ai trupul de șarpe felin. Gura ta e un poem de nebune dorinți, țării tăi un tezaur sublim. Ești un demon din vis care tulburi și minți, dar ai zâmbetul de ruvin. Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit, câți au plâns nebuni pentru tine și câți au murit. Vreau să-mi dai gura-s dulce, zaraza, ca să mă îmbete mereu pentru a ta sărutare, zaraza. Vreau să mor și eu. Femei sunt multe în lumea asta mare, frumoase ca seninul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-ți dulci ca o fărâmă de păcat. De-mi place o brună cu ochi de juratic, în focul căror inima-mi topesc. Apare o blondă cu surâs sălbatic și nu mai știu pe care s-o iubesc. Iubesc femeia de dor nebună, femeia brună cu ochi negri de foc, dar și pe aceea cu ochi vezi ca mare îmbrățit
picioarea, ei mă-mbată pe loc. Blonda sau bruna, îmi e tot una. Deopotrivă le iubesc, deopotrivă le doresc. Iubesc femeia care-i femeie, a vieții cheie, doar prin ea o găsesc. Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc, că mănânc un unghi pe care-l moștenesc. Vineri nu se poate, nu, că postez și eu și tu. Numai sâmbătă putem să ne dăm randevu. Și dacă ne-o place stăm chiar până-n zori de zi, că duminică putem dormi. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o cârciumioară la șosea, unde cântă un pian și o vioară, și unde nu ne vede nimenea. Perechi, perechi, amorezații stau la masă și nu văd nimic în jurul lor. Gurițe-și dau drept consumații ce le pasă, dacă-și fac jurăminte de amor. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, iară, într-o cârciumioară la șosea. Mână birjar și du-mă noapte cât mai departe, oriunde ai vrea, iubirea mea. E o nebunie, nici în beție n-o pot uita. Aș vrea în goană să uit ce-i suferința și vechea rană s-o vindec un pahar. Mână birjar și du-mă noapte cât mai departe, oriunde ai vrea. Du-mă acasă, măi tramvai, du-mă iute ce mai stai, du-mă la căsuța mea cu portiță și cișmea. Noaptea se lasă în mahala și câinii latră, e pustiu. La o portiță stă cineva și mă așteaptă ca să Bravo, Silviu, mulțumesc frumos! Mulțumesc mult, Silviu! Lasă, domnișoarele sunt ocupate! Nu te agita! Am avut momente de mare tsunami ăsta anul ăla, Vasile. Mulțumesc frumos, Iuno Dens! Mulțumesc, Silviu Popa! Domnilor și domnilor, vreau să-i mulțumesc lui Silviu Biriș, așa, și să o rog pe Tușaveta, ce frumos ți-a spus, Tușaveta, să ne mai cânte o piesă. O invit aici, suntem deja în mijlocul platoului, da, nu drag. Te mai invit. Eu mă auto-invit să mă duc acasă să mă așez și să tac din gură. Veta Biriș!
și la alta ai plecat, amor. Mulțumesc frumos, ansamblu Junii Târnavei. Beta, eu îți propun să ne așezăm pentru că următoarea ta invitată este o jună speranță a folclorului românesc. Are 11 ani și jumătate și este din Pitești. Am înțeles că te-a întâlnit pe tine la un festival unde tinerii interpreți. Spune-mi tu cum a fost. Da, am fost invitată la festivalul Zavaidoc și acolo am întâlnit un copil extrem de talentat și, spre surprinderea mea, îmi știa toate cântecele și m-a rugat să o las să cânte un cântec cu mine, pe care l-am și dăruit. O i cânta cu drag în lume. Nu este nimic mai frumos și mai împlinit pentru mine ca artist să întâlnesc într-o altă zonă decât zona Ardealului un copil care iubește cântecul nostru ardelenesc și care îl cântă foarte bine. Ies să o invităm, Diandra Popaiacu. Poftim, scumpa mea! Să rămână! O, Doamne! Am crezut că urcați voi aici, dar în cazul ăsta... Vai, dar ce flori splendide! Mulțumesc frumos! Diandra, mulțumesc frumos, scumpa! Mulțumim frumos! Mulțumim! Uite, i-am dăruit acest costum ardelenesc autentic ca să-l aibă amintire din partea ta. Din partea mea, dă voie să te ajut. Cântecele. Ai emoții, Diandra? Mm. Că tu ești vorbăreață de fel. Scumpa mea, când te-ai apucat tu să cânti muzică populară? De la vârsta de aproape 5 ani. Cine cântă la tine în familie? Spune sincer. A cântat bunica. Bunica. E lângă tine, nu? Mereu. Mereu. Bravo. Am înțeles că tu ai un timbru vocal asemănător cu al Vetei Biri și de aceea te-ai gândit la repertoriul ei ardelenesc. Sigur. Dar muzica din Pitești, cum ți se pare? Cânt. Sigur, da. Sigur. Da, prefer repertoriul ardelenesc, da? Oarecum. Da. Bun, atunci în ce clasă ești? A cincea. A cincea. Eu îți doresc mult succes la școală, îți doresc să faci o carieră frumoasă și te poftesc în mijlocul platoului și te ascultăm cântând. Da? Da? Doamnelor și domnilor, Diandra Popaiacu! Thank you.
mulțumesc! O plăcere îmi face să văd platoul plin de tineri frumoși și talentați. Mulțumim frumos, Juni Târnavei, din suflet. Mulțumesc! Ce materie îți place cel mai mult la școală? Am mai multe materii preferate și totuși toate sunt importante. Nu. Mie îmi spui care îți place. Dacă e una care îți place mult. Una singură, nu chiar. Două. Care? Româna și biologia. Biologia mi-a plăcut și mie. Bravo! Bravo! Bun, eu te rog să iei loc lângă Silviu. Să mai stai cu noi puțin. Da? Uite, urcă pe podium și merge acolo. Da? Bravo! Bravo, scumpa mea! Doamnelor și domnilor, din păcate ne apropiem de momentul acela, care mie nu-mi place niciodată, momentul când ne apropiem de finalul emisiunii. Dar, ca să-l îndulcim, în primul și în primul rând, avem pentru invitata noastră de astăzi, principală, pentru doamna Veta Biriș, un cadou oferit de Mobila Dalin, și anume este vorba de acest balansoar pe care îl oferim. Ce părere ai de cadou? Mulțumesc tare mult. Să știi că am vrut să-mi iau un balansoar din ăsta. Așa? Da, chiar am vrut. Am fost în vizită la sora mea și au zis că o relaxează foarte bine. Așa. E foarte plăcut de stat în el. E foarte elegant, e frumos. Cu siguranță vara merge pe o terasă, cum ai tu, grădină. Și ca să fie momentul și mai dulce, acum la final, îmi face plăcere să îți ofer un tort de la cofetăriile Tip Top. Vino, te rog, să-l vezi. Păpușa noastră cea frumoasă ți-a pregătit aici un tort splendid pe care... Cred că e și foarte bun. Foarte bun, și te rugăm să-l iei acasă. O să reziste până în Ardeal. O să reziste, o să... Cred că îl mâncăm în autobuz. Ah, perfect. Așa, da. Mulțumesc frumos, domnișoară. E în regulă. Vreau să mulțumesc fiecărui invitat de-al tău care a avut timp să vină astăzi până la noi. Vreau să-ți urez în continuare o duminică plăcută, dar mai ales dacă vreodată trec pe acolo, pe la Târnave, să știi că-ți bat la poartă și o să zic ca Silviu: tu și Aveta am venit! Deschide porțile larg, că vine Corina Ghiriac. Așa. Până atunci te îmbrățișez, îți doresc sănătate, mult succes și Doamne ajută să ne revedem sănătoase. Iar noi ne revedem duminica viitoare la o altă ediție a misiunii Opriți Timpul. Duminică plăcută! Vă las cu doamna Aveta Biriș! Și să-mi petrec cu oameni care iubesc, la. Cine cu mine-și petrece, la. Mai ușor viața-i trece. A să petrec și să cânt până mă băga pământ, la. Și cântăm cântarea mea întrece tinerețea, la. Eu tot joc și cânt într-una, la. Că noi trăim cât-i lumea, țină titi tot așa, că oricum trece viața, la. Cântam pe arcușul tău, la. Ticușor cântecul meu, mă, ce tăranii tare dragă, când îmi murim pe dragă, la.
la 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 la. Eu mi-am iubit partea mea, mă, să nu-mi pară rău nici când, că nu mai sunt pe pământ. Ai, la 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 la, să nu-mi pară rău nici când, că nu mai sunt pe pământ.